conducerea primăriei romane a actualizat situația beneficiarilor legii 416 a venitului minim garantat, constatând că din 2018 dosare aflate în plată, 68 de persoane sunt apte de muncă. Dintre acestea au fost planificate pentru prima zi de muncă în folosul comunității 30 de beneficiari care au fost repartizați la lucrări de dezăpezire manuală a aleilor din parcul din laterala Casei de Cultura Sindicatelor și a părculețului din fața Muzeului de Artă Roman. Zilnic ei sunt repartizați la lucrările planificate de Serviciul Public Edilitar a se derula pe raza unităților administrativ-teritoriale. În momentul de față avem apte de muncă 68 de persoane din cele 218 dosare existente la nivelul Direcției de Asistență Socială. Astăzi acționăm cu 30 de persoane în zona Potcoavei din Piața Centrală. Ulterior, după finalizarea lucrărilor în acea zonă, vom interveni pe aleile din parcul din laterala Casei de Cultură, precum și parcul de lângă Muzeul de Artă. În continuare, în fiecare dimineață, Direcția de Servicii Edilitare le transmite acestor persoane zonele în care trebuie să acționeze, după ce în prealabil se consultă cu mine și în funcție de necesitățile pe care le avem la nivelul municipiului Roman pentru a crea căi de mers pe trotuare cât mai accesibile, astfel încât să avem, în ciuda condițiilor meteo care se anunță în continuare nefavorabile, căi cât mai sigure de mers. În conformitate cu prevederile legii 416 a venitului minim garantat, un beneficiar al prevederilor acestui act normativ apt de muncă este obligat să presteze lunar un număr de 72 de ore de muncă la solicitarea edilului șef al fiecărei unități administrativ-teritoriale. Din 3 în 3 luni sau de câte ori este nevoie, serviciile sociale ale primăriilor verifică documentele medicale ale titularilor de ajutor social pentru a vedea dacă sunt sau nu apți de muncă. De regulă, aceștia sunt folosiți la munci de sezon. Iarna, muncitorii de la 416 lucrează la acțiuni de dezăpezire manuală a trotuarelor și aleilor.